Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a lecțiilor de economie, a lecțiilor de business, de fapt a lecțiilor despre cum funcționează viața socială, viața economică și cea culturală, pe o emisiune pe care o realizăm periodic la postul regional TLM Iași. Tema cu care ne adresăm dumneavoastră în această seară este situată la interferența între inteligența artificială și metehnele românilor și pornim de la o premisă în care remarcăm că traversăm o perioadă extrem de tulbure în care cauze interne și externe comunităților determină o succesiune rapidă a evenimentelor, însoțită de o creștere continuă a volumului și diversității informațiilor ce o inundă. Acest fapt determină o stare de lucruri în care membrii acestor comunități par să nu mai poată desluși mersul lucrurilor. Nevoile cotidiene și efortul susținut pentru asigurarea traiului de zi cu zi fac tot mai dificilă înțelegerea scenei sociale, stabilirea unor ierarhii a faptelor și luarea celor mai bune decizii de acțiune. În aceste condiții, cei mai mulți cetățeni pot rămâne prizonieri unui sistem social în care ajung să acționeze reflex în virtutea unor reguli stabilite de un grup de reprezentanți care, deși aleși democratic, iată, nu numai în cazul nostru al românilor, ci și la nivel mondial, se dovedesc a fi incapabili să facă față provocărilor actuale. Invitat pentru dezbaterea din această seară este domnul profesor universitar Gheorghe Popa, despre care am să adaug în puține cuvinte că este fizician, un profesor de fizica plasmei, a fost rectorul Universității Alexandru Ioan Cuzaie din Iași între 1992 și 2000 și prorector al aceleiași universități în alte mandate, a fost ministrul cercetării în perioada 2003-2005, moment în care a lansat celebra rețea Anelis, membru CNCSIS, a obținut premiul Constantin Miculescu al Academiei Române în 1989 și Steaua României în grad de ofițer în 2000, cetățean de onoare al statului Omaha a orașului Omaha din Statele Unite în 1993 și deținătorul Ordinului Palm Academic în 1996, doctor honoris causa a Universității Augsburg din Germania, Bălți din Republica Moldova și Ozuka din Japonia și mai nou sunteți membru invitat al Academiei de Onoare. Membru de onoare al Academiei Române. Bună seara și bine ați revenit, domnule rector. Bună seara și bine v-am regăsit. Este o temă grea, dificilă, să căutăm un semn de echilibru între inteligența artificială și ceea ce reprezintă fricile și metehnele neamului nostru? N-aș spune că e o chestiune grea, dar mai curând mi-aș zice că e o problemă actuală care trebuie luată cu foarte mare grijă și seriozitate pentru că ascunde foarte multe elemente, sigur, benefice pentru societate pe de-o parte, ceea ce e bine, dar și multe capcane care ne-ar putea duce în situații extrem de neplăcute în viitor. Asta într-o formulare mai optimistă. Când vorbim de inteligența artificială, am putea porni cu pașii bazici, să vedem care sunt elementele, care sunt provocările, cum ne inserăm noi, care sunt eventual pericolele care ne pasc pentru a nu ajunge masă de manevră sau carne de tun? De-a lungul istoriei omenirii a existat totdeauna o preocupare în a menține cumva populația într-un anumit echilibru convenabil, în special clasei conducătoare. Lucrurile acestea, sigur că au încercat să se estompeze de-a lungul timpului și să fie preluate aceste elemente sub o altă formă în țările în care s-a instalat o anumită gestionare a lucrurilor într-o formă democratică, spunem noi, în care, cel puțin declarativ, fiecare avea posibilitatea să se pronunțe și să participe într-un fel
la stabilirea regulilor și modului în care se gestionează societatea în ansamblu. Or, lucrul acesta, în momentul de față, capătă nuanțe cu totul diferite, pentru că puterea de influență asupra maselor este foarte mult sporită de noile tehnologii existente pe piață. Și din acest punct de vedere, pericolul cel mai mare este acesta, ca să fim copleșiți de volumul imens de informații care inundă piața și lucrurile să se petreacă cu asemenea viteză încât nu mai avem timpul să reacționăm, să distilăm și să gestionăm cum trebuie problematica ce ne stă în față și să fim în finală victima unor manipulări din partea celor interesați. Ori în ultima vreme, sau de foarte puțin timp, și-a făcut intrarea pe piață ceea ce numim inteligența artificială. Mie mi se pare terminul ușor exagerat în momentul de față. E adevărat că viteza cu care evoluează tehnologia modernă ne poate gândi că într-un viitor apropiat mașina să fie capabilă să efectueze operațiuni asemănătoare minții umane, dar deocamdată mașinile efectuează în mare parte ceea ce omul a experimentat deja și i s-a introdus în memoria ei această experiență umană și în funcție de aceste informații mașina ne poate furniza o soluție pentru o întrebare dată. Ori lucrurile evoluează rapid și există suficiente argumente să credem că într-un viitor această etapă va fi depășită și mașina va putea să facă chiar mai mult decât ne imaginăm acum. Din acest punct de vedere, puterea de influență a celor care stăpânesc această tehnologie crește semnificativ. Și atunci populația care ar trebui să fie beneficiară acestei tehnologii se poate trezi într-un moment dat că este complet dominată și controlată de niște reguli și niște elemente dictate undeva, într-un anumit sector al societății, fără a avea prea mari posibilități de a interveni și de a schimba ceva. Revenim e la formă de diferite structuri. Devine o formă de prizonierat, în care societatea, de fapt, devine închisă și omul prizonier al ei? Omul prizonier acestor reguli. Orice societate funcționează după niște reguli. Cine stabilește aceste reguli și cum sunt ele puse în aplicare e o chestiune care a dominat și urmărim de-a lungul istoriei. Ele au fost totdeauna în fața oricărei conduceri și oricărei organizări sociale. Ei, în momentul de față, ce pute aici e o părere strict personală, ne întoarcem vrând nevrând la prima exprimare chiar a lui Platon, că avem o structură socială cu trei componente majore. O componentă a celor care stabilesc regulile și au grijă cum este condusă societatea. Stăpânirile lor, da, asta este formularea cea mai potrivită. Sigur, populația majoritară care este, hai să spunem, într-un fel, victima acestor reguli. Adică supusă, ascultătoare. Și, sigur, un al treilea sistem, un organism care îl putem rezuma într-un sistem polițienesc care reușește să țină echilibru și legătura între conducător și masa condusă. Sigur că ceea ce spun acum pare suficient de dur, dar în momentul în care o tehnologie foarte avansată este în mâna numai a celor care știu să o controleze și știu
cum să o folosească, cum să o producă și cum să o folosească, este ușor de înțeles și putem asista zi de zi la volumul de informații care este vehiculat prin aceste mijloace moderne. Restul populației nu are altceva decât să urmeze niște reguli pe care nu știu în ce măsură ea mai este chemată și mai este consultată atunci când se stabilesc. Să fie vorba de elită mai degrabă pozitivă sau elită negativă? Modul ideal ar fi să fie, sigur, o elită pozitivă, să fie o elită care să fie se gândește la om, în primul rând, la componenta esențială a societății, omul. Dar urmărind ce se întâmplă și ce se vehiculează și referitor chiar la inteligența artificială, sunt lucruri care mă cutremură, pentru că aș invita ascultătorii să viziteze librăriile și să vadă că sunt foarte multe cărți apărute în ultima vreme despre inteligența artificială și nu în toate, dar în unele din ele apar niște elemente de-a dreptul cutremurătoare. Și mă refer aici la una din ele, o carte apărută încă din 2018, scrisă de unul din artizanii inteligenței artificiale, Kai-Fu Lee, care, făcând o paralelă între cele două superputeri ale inteligenței artificiale, Statele Unite și China, trage o concluzie, indiferent de mobilurile care sunt într-un sistem sau celălalt, există un mobil comun care determină această dinamică și asta este câștigul. Dacă totul este controlat numai de câștig și mai puțin te gândești la om în sine, la ce e caracteristic lui, lucrurile pot derapa foarte ușor într-o direcție nedorită. Asta e punctul de intersecție a culturii greci, filozofiei grecești. Civilizația americană, sigur, este o extrapolare a celei europene, vest-europene, și, sigur, originea o avem în Grecia antică, unde individul era la bază și inițiativa individuală era elementul de bază. Ori, dincolo, în China, este o filozofie confucianistă, unde colectivitatea primează și interesul particular este subordonat celui colectiv. Cele două sisteme, la ora actuală, se stăm cu toții cum evoluează și ce se întâmplă. Și Doamne ferește de confruntări mai aspre între ele, dar în ambele sisteme, cum vă spuneam, fie că e Silicon Valley și dezvoltarea tehnologică de acolo, fie că este vorba de sistemul Shanghai sau alte sisteme din China care promovează dezvoltarea tehnologiei actuale, în ambele cazuri scopul final este câștigul. Și dacă ne uităm cu atenție și suntem, din păcate, prizonieri în momentul de față a unor elemente de care devenim aproape hipnotizați. Toată lumea este caută să fie pe Google, fie pe Facebook, fie pe TikTok, fie pe alte platforme de astea de internaționale. Ori acestea sunt produse de grupuri de indivizi bine dotați intelectual, moralitatea o lăsăm deoparte și dominați de faimă, de câștig, au dezvoltat aceste platforme care, sub o formă sau alta, este în profitul, în folosul unor persoane sau a unor organizații. Și oamenii nu-și dau seama că devin vulnerabil. Făcându-ți un abonament pe Facebook, de fapt, nu faci altceva decât subvenționezi câștigul patronului din platformei. Dar trecând dincolo de motivația asta a profitului, pe care noi, în anumite momente, o considerăm absolut naturală, companiile trebuie să facă profit, să se dezvolte, observăm că dezvoltarea tehnologică, de fapt, ne aduce și o parte a răului, care vine cu o motivație periculoasă și mai observăm că există o fugă de la comunicarea directă, a dialogului direct față în față, către o comunicare ascunsă. Da, acum ce ați
propus dumneavoastră, sigur, intrăm în esența fiecărei din aceste platforme de care discutam și constatăm ce ați menționat, exact una din consecințele periculoase. Oamenii sunt mulțumiți că au cum refula fel de fel de sentimente pe care le nutresc, scriind un mesaj și transmițându-l pe Facebook, bucuros că este citit de miliarde de membri cât sunt pe platforma la nivel mondial pe Facebook. În măsura în care pot să citească și să înțeleagă ceea ce citesc. Este o altă problemă, acum, sigur, că încet, încet ajungem la detalii. 42% din români sunt analfabeți funcționali, 25% sunt semi-analfabeți, vedeți? Adică citesc și nu înțeleg nimica. Încet, încet devoalăm și ajungem la niște lucruri foarte reale, pe de o parte, dar extrem de sensibile pe de altă parte. Pentru că să reluăm, fiind membru pe un astfel de platformă, avem bucuria că ne putem exprima și dăm publicității gândurile pe care le-am exprimat singuri în bula noastră de percepția lumii și putem primi fel de fel de reacții, unele pozitive, altele negative, dar ne trezim că în momentul în care ești față în față cu un interlocutor, să nu mai poți susține un dialog, să nu mai poți susține o idee așa cum ai făcut-o singur în fața calculatorului. Asta observăm și în mediul academic. Avem colegi care scriu foarte empatic mail-uri, iar la întâlnirile față în față devin foarte tăcuți. Pe de o parte. Iar pe de altă, dacă ne uităm la emisiune de știri la televiziune, deseori se întâmplă ca în loc să acele talk show-uri organizate de moderator și să discute o anumită problemă, asistăm nu la un dialog între monitorul emisiunii sau între doi participanți, ci la un fel de gălăgie total acolo. Fiecare vorbește având impresia că el este deținătorul adevărului, peste ce spune el intervine altul cu întrebări sau cu fel de fel de aprecieri și este mai mult o gălăgie acolo în emisiune. E o formă de manelizare a României, așa cum spunea și Mădălin Voicu cu ani în urmă, în care... Da, dacă vrem să facem o paralelă cu muzica. Sigur. Deci faptul că nu suntem în măsură să susținem un dialog și să avem cultura dialogului în care ai disponibilitate să-l asculți pe cel din fața ta și să aduci argumente valabile pentru a susține sau a contracara ceea ce spune el, e o lipsă, după mine, fundamentală. Permit o întrebare servită de dumneavoastră la fileu. E posibilă resetarea societății în care trăim? Eu rămân în continuare un optimist din acest punct de vedere, că este posibilă, dar pentru asta sunt necesare câteva lucruri. În primul rând, voința de a schimba. Deci aici, după mine, există, toată lumea clamează că trebuie schimbat, trebuie făcut. Nu știu în ce măsură și crede cel care spune acest lucru. Deci, primul lucru este să conștientizăm dacă noi, ca membri a societății, suntem convinși că trebuie schimbat ceva, ăsta e punctul de plecare. Doi, de văzut ce trebuie schimbat, de găsit soluțiile pentru modul în care poate fi făcută acea schimbare și, în sfârșit, ultimul element, tenacitatea și perseverența în a acționa în sensul îndreptării lucrurilor. Deci, iată câteva elemente de care trebuie să le cultivăm. Trebuie să chiar pe fondul în care constatăm că România se golește demografic, că nu mai avem resursa umană cu care să ocupăm locurile care rămân libere? Vedeți, n-am găsit, sigur că sunt câteva cărți redutabile scrise despre psihologia poporului român, începând cu Rădulescu Motru și terminând cu Daniel David la Cluj. Dar mi-este foarte greu
să vă răspund acum cum am putea face acest lucru. Când ne preocupă, sau personal sunt preocupat de această problemă, este cert și îmi pun întrebări. Încerc să dau răspunsuri, dar avem nevoie, cum spuneam mai înainte, de oameni de acțiune pentru așa ceva. Și chestiunea asta, cred eu, că trebuie să înceapă. Nu e un proces care se face peste noapte, nu e un proces care se poate da o soluție peste noapte. E de lungă durată, cum răul s-a produs în timp și îndreptarea lui se va face tot în timp. Și întrebarea este de unde începem. Începutul, cred că, este cu educația de jos. Așa cum a făcut și Spiru Haret, acum 130 de ani. Deci aici, dacă luăm câteva exemple din țările din Nord, lucrul unde s-a adoptat o anumită politică, într-un anumit sens, și s-a ținut consecvent de acel demers, mereu facem referire la Finlanda, este o țară în care s-a urmărit un anumit drum și așa trebuie pornit, așa trebuie făcut. Dar trebuie să fii consecvent în chestiunea asta. Dacă suntem hotărâți să o facem, trebuie început din educație. Și educația, am mai discutat noi aici și insist foarte mult, vedeți ce se petrece în ultima vreme în societate, fel de fel de evenimente petrecute chiar la noi aproape sau în alte țări, rezultă din ce în ce mai mult că procesul de educație este un lucru nu numai foarte important, dar este complex. În a educa un om nu înseamnă să aruncăm toată greutatea pe școală. Totdeauna lumea se gândește la școală. Nu. În primii ani copilul stă acasă sau intră și în formațiunea de grădiniță pe la 3 sau 4 ani. Deci nu numai în entități instituționalizate, ci în familie, în primul rând în familie. Deci familia are primul pas în educație, apoi școala și apoi societatea în ansamblu. Societatea în ansamblu ce cultivă, ce pune la dispoziția sau ce promovează în mediul comun. Toate aceste elemente trebuie gândite și văzut cum găsim o soluție pentru ca educația noilor generații să corespundă unui viitor. Uitați-vă, asistăm la o situație care o constatăm cu toții. Părinții copleșiți de problemele zilei preferă să lese copiii în fața unui calculator sau unui telefon și să fie liniște, fără să dea atenție a consecințelor, faptului că izolează copilul și lasă în compania unei inteligențe artificiale, de acestei lumi virtuale. Și chestiunea asta încă nu are consecințe pe care să le vedem. Dar o factură va veni la plată. Da, va veni o factură la plată, sigur. Pentru mine e târziu. Generația mea nu va mai vedea chestiunea asta, dar cei care vin se vor confrunta cu acest lucru. Dar oare românii nu sunt obișnuiți să zică Doamne ajută, Doamne ferește, las că merge și așa, asta e, n-am ce să-i fac, cu drag. Da, ne apropiem acum. Dar v-aș propune, înainte de a ridica această provocare la fileu, să acceptați o scurtă pauză mediană a emisiunii și revenim. Am revenit în platoul emisiunii lor lecțiilor de economie, a lecțiilor de business, împreună cu profesorul universitar dr. Gheorghe Popa. Domnule profesor, înainte de pauza mediană, am încercat să facem puțină ordine și explicații vis-a-vis de ce reprezintă inteligența artificială, care sunt evoluțiile și mai ales care pot fi pericolele care ne pasc. În această parte a doua, dacă putem trece și înspre
legătura între ceea ce furnizează inteligența artificială și ceea ce reprezintă rezistența românilor la aceste evoluții tehnologice prin ceea ce numeam noi metehne sau mioritic, las că merge și așa. Subiectul de deschizere dumneavoastră e interesant pentru că spuneam metehnele românilor. Metehnele românilor s-au dezvoltat de-a lungul timpului și... Ca forme de negociere sau de supraviețuire? Cred că e o combinație. A fost o combinație. Dacă ne uităm la Miorița, în care trei ciobani pășteau împreună, dintre care doi se asociază ca să-l omoare pe al treilea, era o formă de început economic, adică doreau să-i fure avuția, să-i fure piața de desfacere, iar al treilea acceptă cu stoicism moartea, pe care nu știm, Vasile Alexandrin nu ne mai spune că s-a întâmplat sau nu, da, ca o formă de supraviețuire. Da, din păcate, această... Exemplu care a dat dumneavoastră, sigur că poate fi corelat exact cu situația economică și motivația pentru doi de a se alia împotriva cel de-al treilea și eventual să împartă după aceea bunurile. Dar românul, din păcate, a preluat această sintagmă și o folosește, l-a transformat total acceptând lupta de a se desprinde de o nevoie, de a se desprinde de ceva și acceptă soarta ca atare. O folosește prea des această sintagmă. Am cunoscut destul de multe persoane ca să văd și în alte populații de alte naționalități dacă există o astfel de abordare. Asta e? Ați auzit-o și la japonezi? Această expresie, asta e ce se face, care încheie de regulă o discuție amicală, prietenească sau... Românul are și această tendință de a se jelui tot timpul cât e de rău, cât e de nepotrivit și... Deci e prea puțin dispus să laude ceva și să fie mulțumit. E o trăsătură generală. Poate dată și de situația de-a lungul secolilor ce s-a întâmplat cu nația asta. Și încheie această discuție uneori prietenească, alteori poate mai puțin prietenească, ei ce se face? Asta e situația. Deci e o abdicare în fața încercărilor, a luptei de a te desprinde de statutul care a generat acea situație neplăcută. Răzvan Teodorescu, înainte de acest, cu câtva timp, l-am auzit discutând despre calitățile românilor și punea această sintagmă de care discutam noi mai înainte ca o valență pozitivă, că noi suntem cei mai buni negociatori din lume, că totdeauna putem negocia situația și nu tranșăm că asta e situația, ci face parte dintr-o târguială. E o reinterpretare a celebrului dicton capul plecat, sabia nu-l taie. Sigur că putem aduce mai multe exemple din limbajul nostru care se circunscrie până la urmă acestei abdicări. Deci, din păcate, românul pare a nu să fie motiv, a fi suficient, să aibă suficientă tărie sufletească de a se lua de piept cu răul, cu greutățile. Și atunci acceptă o astfel de stare de supus, de... Și acum ne jeluim mereu că vin firme străine și ne vin și ocupă piața economică a României, dar noi ce facem? Stăm și asistăm, asta e soarta? E o chestiune care trebuie conștientizată și văzut cu atâtea popoare în jurul nostru. Fiecare caută să supraviețuiască, să facă față greutăților vieții, dar nu în felul ăsta. Ei, asta e, vom vedea. Dumnezeu îți dă, dar trai să nu spune. Și așa că de această... Dar e o formă de comunicare empatică. Se termină aproape de fiecare dată cu drag, sigur, desigur,
Da, e un fel de a încheia o discuție care ar putea să ducă la un conflict. Cineva să aibă părere opusă părerii tale și atunci, decât să intrăm în conflict, cădem la pace. Ei, asta e. Sincer să fiu? Sincer să fiu, da. Din păcate. Lucrul ăsta, după mine, arată o anumită trăsătură care ne-a urmărit de-a lungul timpului și de văzut cum poate fi înțeleasă și îndreptată. Face parte din caracterul latin? O regăsim și în țări precum Italia, Franța, Spania? Nu, acolo nu găsim în forma asta în care am pus-o noi, deși anumite trăsături le regăsim și acolo. Apropo de ce spuneam mai înainte, în talk show-uri auzim, în loc de dialog, se rezolve o problemă, o gălăgie. Fiecare spune părerea. Am văzut-o și în talk show-urile franțuzești. Se mai întâmplă. Nu la nivelul la care se întâmplă la noi. Și ori asta, revenind la ce discutam mai înainte, ține de modul în care este educat omul. Deci trebuie o anumită conștientizare și am văzut inițiative de-a lungul timpului când erau băieții mei în școală, la Racoviță, se organizaseră și cred că sunt și acum așa numite colectiv sau cercuri de dezbatere. Unde copiii erau aduși și încercau să înțeleagă și să deprindă această tehnică a dialogului. Fiecare venea și spunea punctul de vedere, ceilalți le exprimeau. Astfel de inițiative ar trebui să existe și cred, nu știu încă la nivelul școlilor dacă se mai practică în multe locuri, dar este un lucru care e de dorit. Ține de educație. Vorbim de om, vorbim de inteligență artificială și de un cerc în care omul conviețuiește. Se pare că cercul începe să fie închis și în cercul închis omul primește informații focusate pe ceea ce el vrea să audă și să citească prin aceste mijloace generate de inteligență artificială. Întrebarea naturală e cum poate rămâne omul mai inteligent decât inteligența artificială? Sau dacă mai poate rămâne? Sigur că acum intru într-un domeniu în care nu stăpânesc problema, dar din discuțiile avute, sigur că sunt part specialiști în două categorii. Unii care susțin că niciodată mașina nu va putea depăși capacitățile omului. Pe de altă parte, sunt alții care susțin nu, este foarte probabil și chiar au argumente să susțină că mașina va putea face judecăți și să poată lua decizii mai bune decât oamenii. Lucrurile aici rămân deschise, după părerea mea. În momentul de față se bazează inteligența artificială pe prelucrarea acestui big data, deci sunt experiențe ale oamenilor trăite, consemnate. Trăite, consemnate și transferate în memoria calculatoarelor și acolo, practic, decizia calculatorului este un fel de a identifica soluțiile din trecut la problema pusă astăzi. Un model matematic. Sigur, acolo situația este destul de cunoscută. Ai o problemă, o procedurezi, aveți pentru a, de exemplu, se practică acum sau se propune utilizarea și se pare că se folosește în anumite instanțe în ajutorul judecătorului și inteligența artificială. Și atunci un inculpat este, mă rog, analizat de inteligența artificială. Ce înseamnă treaba asta? Sunt o serie întreagă de elemente pe care sunt introduse în calculator. Sex, vârstă, naționalitate, culoare, religie și așa mai departe. Multe elemente care îl caracterizează sau îl definesc pe persoana respectivă. Și calculatorul nu face altceva decât să caute în tot volumul ăla de date ceva care e asemănător, se apropie de și un caz rezolvat cândva în istoria justiției, care ar corespunde și cel mai aproape de cazul discutat. Și calculatorul îi propune, sau inteligența artificială îi propune judecătorului o anumită
un anumit răspuns. De regulă, răspunsul este poate recidiva respectivul inculpat și îi se dă în procent. Da, după profilul care l-ați dat, probabilitatea este de 90% să recidiveze. Și atunci judecătorul nu-și asumă răspunderea și îi dă pedeapsa maximă. Sau să, mă rog, găsește o altă cifră. Ei, lucrurile astea nu înseamnă altceva decât să judeci prezentul din experiența anterioară. Ori omul are alte valențe, omul privește în perspectivă. Și problemele de cele mai multe ori sunt într-un mediu cu foarte multe incertitudini pe care n-ai cum să le prezici. Și atunci, din acest punct de vedere, inteligența artificială este un element care nu îl ajută, o ancoră. Poate să-l ajute, dar nu poate lua decizia. În final, omul trebuie să ia decizia. Când vorbim de om, ne place să adăugăm totdeauna și o latură legată de conștiința morală. Omul trebuie să fie și moral, și etic, și obiectiv, curajos, responsabil. Da. Se dotează inteligența artificială și cu aceste virtuți bune? E o dezbatere continuă pe acest problem și acum așa se și încearcă. Anumiți exegeți ai inteligenței artificiale încearcă să arate că e necesară o examinare a situației actuale și introducerea unor reguli în utilizarea inteligenței artificiale. Ceea ce ar duce la o anumită comportare etică, morală, în această componentă pe care o dezvoltă omul în momentul de față. Dar când se va ajunge și cum, câmpul este acum deschis. Sar de la o idee la alta și vă întreb pe o chestiune care reprezintă momentul actual, povestea războiului Islam versus Occident sau ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza, unde vedem o confruntare între o grupare care nu este, apreciem noi, nu este tocmai animată de moralitate și mă întreb de ce Europa este un punct de atracție pentru toată lumea din punct de vedere al diversității, iar cei care protestează împotriva acelor conflicte nu protestează nici în Rusia, nici în China, ci protestează în fața ambasadelor din marile capitale europene. O întrebare foarte valabilă. Inteligența artificială ce ar răspunde? N-am să vă răspund direct la asta, pentru că cred că în anumite cabinete și în anumite cercuri de decizie, sigur, sunt consultate și aceste platforme de inteligență artificială pentru a găsi o anumită soluție. Dar după mine, și nici nu prea se face referire la acest lucru, cred că este și un secret militar în spate, dar modul cum s-au rezolvat anumite probleme, niște confruntări nu de mult petrecute pe eșecherul internațional, îmi arată că s-ar putea să fie mers pe un răspuns dat de inteligență artificială, care nu are, cum spuneam mai înainte, capacitatea să includă în soluția dată și elementele de incertitudine pe care le întâlnim în derularea evenimentelor. Atunci, răspunsul acela n-a fost cel mai potrivit și evenimentele au confirmat că nu s-a luat o decizie bună. Deci aici sunt convins că există forțe care încearcă să introducă această inteligență artificială în luarea unor decizii foarte importante, inclusiv ce spuneți acum în conflicte de genul celor din Orientul Apropiat, dar convingerea mea este că în momentul de față suntem departe de a ne lăsa în baza numai a unei inteligențe artificiale de a da o soluție. Sunt probleme mult prea delicate, de
istoric, de mentalitatea acelor oameni, de cultura acelor grupări, de acelor societăți care se confruntă, pe care nu are cum să le ia în seamă o inteligență artificială. Da, interesant. Open society versus societate închisă. Pentru că inteligența artificială ne plasează, de fapt, în bule care așează omul mai degrabă în interiorul unor granițe din care îi va fi foarte greu să evadeze. Da, există această idee că ar trebui să fie lăsată și informația să circule liber. Omul să citească, să se informeze și să ia această decizie. Practic, inclusiv aceste platforme care, despre care am făcut vorbire, să fie accesibile tuturor și fiecare să fie informat. Dar să fim atenți și din capacitatea omului de a prelucra acele informații. Ce înțelege el din acea informație? El o poate citi, dar o înțelege, cum spunea Goethe, prin personajele lui, după puterea lui de înțelege, după puterea lui de cuprindere. Și din acest punct de vedere ne putem trezi la răspunsuri total opuse. Aceeași informație, într-un fel o judecă în spețe, cum a spus dumneavoastră, un israelian, și altfel o judecă un membru Hamas. Deci chestiile astea sunt extrem de delicate. Și inteligența artificială, după mine, în momentul de față, nu trebuie luată doar cu un anumit, mă rog, cu o anumită rezervă răspunsurile pe care le poate da în astfel de probleme atât de complexe. Acum, ce ați propus dumneavoastră, informația să fie liberă, sunt pentru. Mi-ați ridicat cumva mie acum mingea la fel, pentru că pot veni într-un domeniu restrâns, dar foarte bine procedurat. Informația științifică. Informația științifică este accesibilă în momentul de față prin două sisteme. Un sistem clasic, arhicunoscut, care este practicat și la noi în țară și care a făcut subiectul acelui program Analyst Plus, care ce înseamnă? Cercetătorii ajung la un anumit rezultat. Acest rezultat științific este trimis la o revistă să fie publicat. Înainte de a fi publicat, este evaluat de o comisie de experți, este validat și, dată ce este validat, el este tipărit și este lăsat pe platformele de informare. Ca să accesezi informația aceea, trebuie să plătești. Și plătești ce? Plătești serviciile celor care au evaluat și a celor care au pus la dispoziție sistemul de accesare a informației. Ca peste tot, tot discutam de la început de profit, și aici s-au găsit grupuri de persoane care au pus la punct un sistem de colectare a acestor informații, de prelucrarea lor și de oferirea lor, contra unor sume. Deci au făcut din toată problema asta o afacere. Cu circa 20 de ani în urmă, un grup de studenți și de specialiști de la Harvard în Statele Unite au zis: domnule, nu este moral chestiunea asta, cercetarea științifică este un rezultat obținut de regulă din bani publici, deci rezultatul trebuie să fie un rezultat publicat și accesibil tuturor, liber. Și s-a dezvoltat, începând în 2002, deci 20 de ani de acum, un sistem paralel, așa numit Open Access, despre care vorbește toată lumea. Numai că și acest Open Access presupune, totuși, o evaluare, deci primii pași sunt similari. Rezultatul e obținut de cercetător, este evaluat de un grup de specialiști, pus pe niște platforme pe care la care are acces toată lumea liber. Dar primii pași, cine îi suportă? E o cheltuială. Scriitorul. Să evaluezi rezultatul, să infrastructura aceea electronică de punerea la dispoziție informației trebuie menținută de cineva. Și atunci s-a introdus o taxă la publicare. Deci acum Open Access-ul a dezvoltat un alt monstru în care trebuie să ai un sistem cu niște bani să finanțezi publicarea articolului. Cine are acești bani?
Cine dă acești bani? Cui dă bani? Pe ce criterii dă bani aceștia? Dacă sunt bani publici, probabil că vin de la instituțiile unde cercetătorii activează. Bun, și cui îi dau? Îi dau lui Ionescu, lui Popescu, lui Gavrilescu? Cui îi dau? Trebuie să ai un sistem în interior, moral, în care să decizi. De regulă este sacrificat ăla tânăr care nu are nicio susținere, e tânăr, avinte, poate să aibă o idee genială. N-a găsit susținere, n-a putut publica rezultatul. Și rămâne așa. Deci, ambele sisteme sunt viciate. Primul, cel vechi, e viciat prin faptul că trebuie să plătești să ai acces la un rezultat care totul ai susținut prin bani public. În al doilea sistem, trebuie să plătești ca să-ți publice lucrarea. Deci, amândouă au generat afaceri. În momentul de față, asistăm la ambele. Ambele sunt pe piață, ambele se bat pentru a-și menține cumva putem spune ca și cai fulii clienții. Răul vine pe o motivație periculoasă și această dezvoltare tehnologică, dacă este dublată de interesul profitului, creează o potecă mai puțin morală. Domnule profesor, mai avem puține minute din emisiunea de astăzi și m-aș adresa acum experienței dumneavoastră de fizician. Da. Și v-aș întreba cum legați inteligența artificială de ceea ce fizica mecanică, cuantică sau a plasmei oferă tehnologic pentru susținerea acestei. Asistăm, de fapt, întrebarea subsecventă e dacă asistăm la o tranziție de la tradiționala fizică mecanică către o fizică cuantică care va schimba tehnologiile. Vedeți, mi-a deschis un câmp mult mai larg de discuții și am profit de ocazia care mi-ați oferit-o. Am ajuns la această tehnologie de astăzi pornind de la niște oameni care au fost și sunt în continuare pasionați de cunoaștere, pur și simplu, și n-au fost neapărat interesați de câștig. A avut o existență decentă, au fost mulțumiți, erau bucuroși că știu ceva. Au înțeles și acel înțeles l-au utilizat și au produs ceva care... Revoluția industrială. E, toată această revoluție a pornit de la cei oameni începând și n-am ce să facă neapărat profesia. Fizicienii au fost. Ulteriorii au fost definiți ca fizicieni. În general, cercetătorii nu sunt neapărat oameni dominați de a câștiga și de a fi, nu știu, nu o să găsiți niciun om de știință bogat. Sunt mai degrabă modești? Da, ei sunt mulțumiți cu satisfacția, în primul rând, intelectuală, atâta timp cât nu sunt într-o mizerie crasă. Treaba asta, sigur, nu sunt compatibile. Cele două elemente. Am ajuns în momentul de față la un asemenea nivel de cunoaștere urmând acești pași, din aproape în aproape, acumulând aceste cunoștințe care au dus în momentul de față, au pus la dispoziția inginerilor și tehnologiei suficiente cunoașteri ca să realizez performanțele pe care le ating astăzi calculatoarele. Dar cunoașterea fundamentală are în spate încă multe lucruri nefolosite. Și sigur că mecanica cuantică este abia, să zicem, la începuturi, cel mai spectaculos rezultat al structurii și a comportamentului cuantic a materiei este laserul, de care toată lumea știe. Și sigur că sunt o groază întreagă de aplicații. Să rămână oare o provocare pentru o altă temă în care să ne explicați? Da, sunt și ultimele două, premiile Nobel date pentru fizică au fost exact pe această direcție a unor noi dezvoltări ce produce mecanica cuantică și ce pune în fața omenirii, la care rămâne să reflectăm. N-am să închei cu tradiționalul, asta e, ni s-a terminat timpul. Dar să spunem telespectatorilor că ne pot reviziona și pe canalul de YouTube al postului. Sunt Dan Chirlășan, mulțumesc profesorului Gheorghe Popa pentru prezența în emisiunea de astăzi și pentru faptul că ați participat la un dialog
pornit de la două cuvinte cheie care sunt și actuale și destul de greu de digerat. Inteligența artificială și metehnele românilor, într-o perioadă care e mai degrabă, asistăm la o manelizare a României. Mulțumesc, vă urăm să rămâneți sănătoși și țineți aproape.